un an de zile am avut ocazia să încep colaborarea alături de Clinica de Podiatrie din București, iar mai apoi am devenit și membru al Asociației de Podiatrie. Din punct de vedere istoric, când vorbim despre podiatrie, nu prea putem să ne referim la țara noastră, dar putem să vorbim despre experiența pe care o au statele mai dezvoltate, unde această ramă a medicinii există ca și activitate de zeci de ani de zile și ajută la tratarea patologiilor de picior ale pacienților cu atât pacienți fără alte patologii asociate, cât și pacienții diabetici. În prezent, Asociația de Podiatrie din România are ca misiune promovarea profesiei de podiatru la nivel național și sensibilizarea populației generale cu privire la patologiile de picior care necesită o astfel de îngrijire specializată. Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, în vederea obținerii licenței de doctor în podiatrie, sunt necesare ani de rezidențiat, ce implică stagii de pregătire în medicina de urgență, chirurgia ortopedică, chirurgia generală, anestezie, radiologie, boli infecțioase, endocrinologie, medicină sportivă, fizioterapie, biomecanică, geriatrie, medicină internă, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie vasculară, neurologie, pediatrie, dermatologie, îngrijirea plăgilor, managementul durerii, psihologie comportamentală și altele. De aici putem trage și concluzia asupra complexității domeniului. Însă, până la introducerea la nivel național acestei meserii, în țara noastră se realizează cu succes suplinirea ei prin intermediul clinicilor de podiatrie, precum sunt cele din București și din Cluj. În aceste clinici s-au reunit specialiști din lista enumerată anterior, în vederea abordării pluridisciplinare a pacienților cu afecțiuni ale piciorului și în mod deosebit a pacienților ce suferă de picior diabetic. Pacientul român beneficiază astfel în premieră de o abordare pluridisciplinară a patologiei sale și este sigur de faptul că o echipă medicală cu oameni pregătiți în diferite domenii se reunesc pentru rezolvarea cazului său. Voi încheia acest mesaj cu viziunea mea, care sunt convins că este și viziunea celorlalți profesioniști implicați în tratarea problemelor podiatrice. Și aici vorbesc despre dezvoltarea și extinderea rețelei de sub patronajul Asociației de Podiatrie, creșterea numărului de evenimente medicale ce se adresează principalilor actori implicați în tratarea patologiilor piciorului, continuarea campaniilor de sensibilizare și conștientizare la nivelul populației generale și, de ce nu, implementarea unor programe naționale. Cu ocazia Zilei Internaționale a Podiatriei, la mulți ani!